Bună ziua! Guvernul a transmis astăzi Parlamentului raportul asupra activității desfășurate de echipa guvernamentală pe perioada stării de urgență între 16 martie și 15 mai. Este un raport consistent de peste 230 de pagini care reflectă eforturile guvernului de a limita efectele crizei sanitare și economice din România. Acest raport este, înainte de toate, și un semn al respectului instituțional pe care încercăm să-l impunem în raport cu forul legislativ. Spre deosebire de guvernele precedente, guvernul Orban a răspuns constant controlului parlamentar, iar membrii guvernului României au dat curs tuturor solicitărilor formulate de conducerile celor două camere, de a fi prezenți la audieri în cadrul comisiilor, de a participa la dezbateri în plen. În același timp, am oferit de fiecare dată când Parlamentul a solicitat informații exacte la problemele deosebit de dificile cu care ne confruntăm în această perioadă. Chiar dacă noi am încercat imprimarea unei cooperări loiale între guvern și Parlament, nu am primit același răspuns din partea Parlamentului. Din nefericire ne-au venit chiar multiple piedici și obstacole populiste. Mare parte dintre actele normative adoptate de guvern au fost măcelărite în Parlament, ceea ce ne-a îngreunat foarte mult activitatea guvernamentală și mai ales efortul de a face față pandemiei. Mai mult decât atât, prin amendamentele succesive aduse la ordonanțele guvernului, s-a creat o povară bugetară suplimentară de peste 2% din PIB. Numai în anul 2020 s-a întâmplat lucrul acesta, în condițiile în care majoritatea coagulată în jurul PSD cunoștea foarte bine situația financiară pe care au lăsat-o la finalul anului trecut. Practic, la final de 2019, înregistram un deficit bugetar de 4,6% din PIB, fără probleme majore în funcționarea economiei. La aproape două luni de la încetarea stării de urgență, constatăm cu tristețe că o mare parte din eforturile făcute și din tot ceea ce am câștigat împreună pe perioada stării de urgență, am început să pierdem de la începutul lunii iulie din cauza unor oameni politici aroganți, irresponsabili și care incită la nerespectarea regulilor sanitare și care neagă vehement existența unui virus care a răpus atâtea vieți. Înainte de a spune câteva cuvinte despre conținutul raportului, aș dori să le mulțumesc românilor pentru modul exemplar în care s-au comportat pe perioada stării de urgență și a modului în care au răspuns regulilor adoptate de guvern pe perioada stării de urgență. Fără suportul oamenilor, nu am fi reușit să gestionăm atât de bine situația creată de pandemia coronavirus și chiar dacă au mai fost unele situații izolate, puține la număr, unde regulile nu au fost respectate, conduita publică a românilor a fost una demnă, una bravă și le mulțumim pentru lucrul acesta. Nu a fost ușor pentru nimeni și suntem în același timp conștienți că niciodată după 1989 un guvern nu a mai fost în situația de a adopta măsuri atât de severe. Faptul că nu ne-am dat înlături de la adoptarea unor măsuri severe arată că nu am tratat această criză cu jumătăți de măsură. Și vă rog să vă imaginați ce ar fi însemnat ca în plină criză de coronavirus guvernul Orban să se gândească la beneficii electorale, să caute simpatie politică și să trateze problema sanitară cu jumătate de măsură. Ar fi fost un dezastru pentru toată lumea. Și cred că este bine pentru România că în această perioadă dificilă a avut parte de un guvern responsabil și nu politicianist, nu învânătoare permanentă de voturi și simpatie.
puteți să vă uitați și în jurul țării noastre și să vedeți că acolo unde guvernele au ezitat, unde au căzut pradă populismului, acum au ajuns să plătească și noi nu ne dorim ca România să ajungă în acel punct în care eforturi cu rezultate bune din perioada stării de urgență să fie puse între paranteză din cauza apropierii chiar a confruntărilor electorale în care oamenii politici caută voturi și sunt în stare să amaneteze sănătatea publică pentru o mână de voturi. Pe perioada stării de urgență, guvernul Orban a urmărit cu prioritate câteva obiective. 1. Să protejăm sănătatea și viața românilor, iar statisticile instituțiilor internaționale ne spun că am reușit să o facem mult mai bine decât alte țări cu sisteme sanitare puternice. Indicatorii de evoluție a virusului SARS-CoV-2 la nivelul Uniunii Europene au demonstrat pe deplin că în țara noastră criza a fost gestionată corespunzător de către guvernul Orban și că am luat măsurile adecvate. Lucrul acesta se regăsește în numărul de infectări și numărul de decese la 100.000 de locuitori pe care România îl avea la finalul stării de urgență, cu mult mai mic decât țări precum Italia, Spania, Belgia. În același timp, am crescut gradul de testare a populației, ajungând la un grad de acoperire de 2,2%, superior unor state precum Austria, Cehia, Olanda sau Irlanda. Nu aș vrea să uităm atât de ușor de unde am plecat în gestionarea acestei crize și să vă amintiți că la începutul stării de urgență aveam 7 centre cu 10 laboratoare, iar astăzi am ajuns să avem peste 100 de laboratoare funcționale cu o capacitate chiar de peste 18.000 de teste pe zi. Așadar, efortul financiar făcut de guvernul Orban pe perioada stării de urgență și am infuzat în sistemul de sănătate peste 5,4 miliarde de lei, a dat rezultate inclusiv prin creșterea capacității de testare, de intervenție a instituțiilor medicale în gestionarea problemelor de sănătate. Am căutat în același timp să protejăm fiecare loc de muncă afectat de criză, iar numărul de beneficiari ai măsurilor guvernului PNL ne arată că am salvat sute de mii de locuri de muncă și am asigurat venituri pentru angajați chiar în condițiile în care activitățile economice au fost întrerupte. Aici a funcționat, bineînțeles, și o solidaritate între guvern, angajatori și angajați, dar și între angajatori și angajați care și-au dorit păstrarea locurilor de muncă. Peste 1,4 milioane de angajați au beneficiat de plăți pentru șomaj tehnic. În același timp, acest guvern a avut ca principală prioritate investiția publică, iar plățile efectuate pentru prima jumătate a anului 2020 sunt cele mai mari din ultimii 10 ani. 16,1 miliarde de lei au fost cheltuiți în investiții pe primele 6 luni din 2020. Am sprijinit, așa cum am spus, operatorii economici și am ajuns ca 250.000 de operatori economici să beneficieze de măsurile de sprijin. Și am ajutat de asemenea și categoriile vulnerabile prin măsurile pe care le-am luat, inclusiv de la izolarea împreună cu asistenții sociali în centrele de asistență socială pentru a nu pune în pericol răspândirea virusului, până la măsuri financiare de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, acolo unde nu puteau face față acelei situații de izolare. Vreau să mai menționez un lucru, că acest guvern a avut puține instrumente la îndemână, pentru că legislația pe care am plecat la drum în gestionarea acestei crize a fost una deficitară. Și pe lângă faptul că legislația nu ne-a ajutat, au avut grijă cei din Parlamentul României ca orice măsură bună de corectare a cadrului legislativ să fie amputată în Parlamentul României. Am avut de asemenea de
făcut față la o neîncredere uriașă în instituțiile statului român. Și atunci când oamenii nu au încredere în unele instituții ale statului, bineînțeles că și gradul de conformare este mai redus. Cu toate acestea, guvernul, pe perioada stării de urgență, a apelat la 34 de ordonanțe de urgență dedicate exclusiv gestionării perioadei de urgență și pentru gestionarea crizei sanitare și economice. Am adoptat 13 hotărâri de guvern dedicate stării de urgență și zeci de ordine de ministru și alte acte subsecvente. Aș mai menționa un avantaj extraordinar pe care România a reușit să îl obțină odată cu preluarea guvernării de către guvernul Orban, și anume folosirea fondurilor europene. Și am ajuns dintr-o țară codașă în atragerea fondurilor europene, într-o țară cu cel mai mare ritm de creștere a atragerii fondurilor europene de la începutul aderării la Uniunea Europeană. Practic, în conturile din România au intrat 2,6 miliarde de euro și urmează să decontăm pe viitor aproximativ 3,5 miliarde de euro, iar dintre acești bani, 600 de milioane au fost salvați de la decomitere doar la finalul anului trecut. Toate aceste măsuri adoptate de către guvern pe perioada stării de urgență ne-au permis să depășim starea de urgență cu rezultate bune pe partea de sănătate a românilor și, așa cum am spus, incomparabil mai bune decât alte state care au plecat la drum în confruntarea cu această criză odată cu noi. Am conceput de asemenea un plan bine structurat de relaxare a restricțiilor pe care le-am avut. Și până în momentul de față am avut 3 etape de relaxare, ne-am fi dorit să ajungem cât de curând și la următoarele măsuri de relaxare, însă numărul de cazuri de infectare și chiar de decese este în creștere, ceea ce ne împiedică în momentul de față să mergem într-o altă etapă de relaxare. Dar criza ne-a oferit și o uriașă oportunitate, și anume să pregătim un set de măsuri de relansare economică pe termen scurt, mediu și lung. Știm exact unde România are probleme, unde ne sunt vulnerabilitățile, care sunt mecanismele care pot fi puse în mișcare din momentul zero al intrării în etapa de relansare economică până la finalul următorilor 10 ani, când România poate să ajungă într-adevăr o țară comparabilă ca nivel mediu de trai cu țările din Uniunea Europeană. Din păcate, rezultatele foarte bune obținute în colaborarea dintre guvern și oameni au fost spulberate, așa cum spuneam, de un populism ieftin, cinic, care sperăm să înceteze. Și sperăm că această disponibilitate a unor politicieni de a arunca în aer preocupările de sănătate ale fiecărui român să înceteze și să avem parte, într-un final de gestionare a acestei perioade, de un efort comun din partea tuturor instituțiilor responsabile. Nu am fi putut obține aceste rezultate dacă nu aveam și un parteneriat extraordinar și funcțional cu președintele României, Klaus Iohannis, iar echipa guvernamentală și-a asumat împreună cu președintele Iohannis, alături de români, să treacă România printr-o criză sanitară de proporții, să aducem beneficii directe în nivelul atât de sănătate personală pentru fiecare român, cât și în nivelul de trai. De partea cealaltă au rămas cei din PSD cu sateliții mai vechi și mai noi, care au avut cu totul alte priorități, ne-au obișnuit să aibă alte priorități, dar, sincer, am sperat de fiecare dată că, mai ales în perioade de crize sanitare, ei vor putea să înțeleagă că oamenii au prioritate și oamenii cinstiți și muncitori și dedicați României au prioritate. Fac un apel, așadar, la solidaritatea fiecărui român să respecte în continuare
toate măsurile pe care guvernul le propune. Și nu sunt măsuri inventate. Vreau să se înțeleagă lucrul acesta. Sunt măsuri pe care le-am pus la dispoziție într-un efort comun cu cei mai buni specialiști în domeniul sănătății publice din România și de asemenea cu specialiști de la nivel internațional și am fost în permanență conectați cu evoluțiile altor țări din rândul nostru în privința măsurilor care puteau și trebuiau fi adoptate. Și sper ca tot efortul pe care l-am făcut până acum să continue și în perioada următoare și să avem în continuare în România un monolit în ceea ce privește dorința de a trece țara noastră cu bine până în momentul final al rezolvării problemei sanitare, să o trecem, așa cum am spus, cu bine și românii să fie cât mai puțin afectați de virusul care a marcat destinul umanității. Al doilea subiect pe care aș dori să-l prezint este legat de prelungirea stării de alertă. Astăzi am adoptat în ședința de guvern o hotărâre de guvern cu prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, iar această decizie este necesară pentru că avem o creștere a numărului de infectări și o creștere a numărului de decese. Această prelungire a stării de alertă nu vine nici cu restricții noi, dar din nefericire nici cu măsuri noi de relaxare, așa cum ne-am fi dorit pe domeniile care au rămas încă afectate de criza coronavirus. Facem un apel încă o dată și în acest context al prelungirii stării de alertă să respectăm măsurile de protecție sanitară. Acestea nu sunt invenții și românii, dacă privesc un pic cu atenție spațiul public, pot să vadă că aceiași oameni care îndeamnă la nerespectarea regulilor de protecție sanitară sunt oameni care spun, pe de o parte, că virusul nu există, iar pe partea cealaltă acuză guvernul de creșterea numărului de cazuri de infectări. E un nonsens din partea celor care blochează tot setul de măsuri de sănătate publică pe care guvernul Orban le implementează. Și avem în continuare nevoie de acest efort comun pe care l-am văzut în perioada stării de urgență, pe care l-am simțit în fiecare moment mai dificil. În momentul de față avem 7.856 de cazuri active, iar în 14 zile, intervalul în care se face această evaluare de către specialiști în privința direcției în care mergem cu măsurile de relaxare, ne arată că există o răspândire comunitară a virusului, că avem o creștere a numărului de cazuri, că acest virus are un caracter intracomunitar, deci se află la nivel de comunitate. Avem, evident, și câteva focare foarte severe, cum ar fi Galați, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea, și avem și o evoluție în creștere a numărului de cazuri la terapie intensivă. Toate aceste elemente ne fac în momentul de față să prelungim starea de alertă, să țintim în continuare spre atingerea măsurilor de relaxare și în paralel să venim în guvern cu măsurile de redresare și relansare economică pentru România, astfel încât acolo unde activitățile sunt afectate, oamenii, fie că vorbim de angajatori sau de angajați, să simtă sprijinul guvernului pentru a crea acest motor de dezvoltare economică de care țara are nevoie, motor care constă în investiții private, în investiții publice, în concentrarea eforturilor pe educație, sănătate, inclusiv partea de cultură profund afectată pe partea de evenimente și să folosim fondurile europene ca o sursă complementară extrem de utilă și benefică în această perioadă.